Кандидатом от Либерал-демократической партии на пост премьер-министра Республики Молдова является Юрий Лянко. Об этом сегодня заявил Владимир Филат. În cadrul ședinței Biroului Permanent Central al Partidului Liberal-Democrat din Moldova, care a examinat situația politică la zi și conform mandatului care a fost oferit de către Consiliul Politic Național, a luat decizia de a înainta pe domnul Iurie Leancă în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Исполняющим обязанности премьер-министра Юрий Лянко был назначен 23 апреля. Экс-глава кабинета министра Владимир Филат поблагодарил коллегу за решение согласиться занять ответственную должность в это нелегкое для страны время. В свою очередь Юрий Лянко выразил свое признание доверию. Sper că colegii din Partidul Democrat, din grupurile parlamentare la care s-a referit domnul președinte, vor răspunde cu aceeași monedă. Moneda fiind în mod special definită prin cuvântul responsabilitate. Responsabilitate în fața cetățenilor din Republica Moldova, în primul și în primul rând, dar nu în ultimul rând față de partenerii noștri care în această perioadă au investit în noi energie, speranțe, dincolo de bani și sprijin moral. Cu toții înțelegem încă o dată care este miza și sper că urmare a procesului care oficial va fi demarat mâine, să putem veni într-o perioadă de 2 săptămâni în fața concetăților noștri și să vorbim că clasa politică din Republica Moldova a dat dovadă de maturitate și responsabilitate. Кандидатура Юрия Лянко будет представлена президенту страны, после чего политические фракции начнут консультации по утверждению парламентского большинства. Оно и должно будет утвердить состав нового кабинета министров. В условиях, когда ПКРМ ратует за досрочные выборы, а отношения между партиями бывшего альянса окончательно испортились, остается лишь предполагать, появится ли в законодательном органе мажоритарная коалиция.